Bună seara, stimați telespectatori! La Târgu Mureș, duminică, s-a terminat o adevărată săptămână de triatlon la Târgu Mureș. Sunt Cadar Zoltan și vă prezint emisiunea Arena Sport. Federația Română de Triatlon a organizat la Târgu Mureș săptămâna triatlonului denumită Tri-Week. Mai întâi a fost concursul BOL la triatlon, un concurs open pentru amatori și profesioniști, bineînțeles. Săptămâna s-a terminat duminică, tot la Târgu Mureș, cu campionatul național de triatlon. Competiția s-a desfășurat Târgu Mureș în oraș. Este pentru prima oară când triatlonul reușește să pătrundă în inima orașului Târgu Mureș. A fost o încercare foarte reușită, după părerea mea și după părerea mai multor concurenți, chiar dacă traseul de bicicletă a necesitat câteva dificultăți. Proba de înot s-a desfășurat în apropierea orașului Târgu Mureș, pe malul Mureșului, iar de acolo concurenții s-au urcat pe bicicletă, au pedalat sus pe strada Grigorescu până în bulevardul cetății. Acolo au avut de efectuat 6 ture, după care au alergat 5 ture în jurul cetății medievale din Târgu Mureș. Vă prezint acum clasamentul final la campionatul național de triatlon, probele speciale, adică campionatul național pentru profesioniști. Și campion național a devenit pentru a 13-a oară Ciprian Bălănescu, el reușind să devanseze cu aproximativ 5 minute pe Toma Alexandru. Pe locul 3 s-a clasat Murar George Iulian, pe locul 4 Boricianu Sorin, iar pe locul 5 Radu Claudiu. La feminin, campioană națională a devenit Manac Antoanela, care nu prea a avut concurență la concursul acesta de la Târgu Mureș. Ea a devansat-o totuși cu 5 minute pe Ion Ștefania. Cele două au fost cele care s-au înscris pentru această probă. La juniori, 17-19 ani feminin, pe primul loc s-a clasat Bălan Andreea, urmată de către Simon Kingo. La juniori, 17-19 ani, concurența a fost mai mare, Kish Andrei devenind campion național, devansându-l pe Șeitan Nicolae și pe Târgu Mureșanul Locodi Machiaș. La Open sub 23 de ani, campion național este Simon Gergă, urmat de către Dumitru Alexandru și Dulăcioiu Cristian. La U23 feminin nu a fost nicio participantă. Iată și câștigătorii celorlalte categorii. La amatori 45-49 de ani, Mircea Gustav Robert, Sixoi Bruno, Sorin Neag a fost ordinea sosirii. La 45-49 de ani feminin, Nodi Rico și Miazga Diana au terminat concursul. La băieți 40-44 de ani, Ghică Alexandru a câștigat campionatul național. La amatoare 40-44 de ani feminin, o singură concurentă, târgu mureșeanca Shido Cotolin, care de altfel a și câștigat concursul. La 35-39 de ani masculin, Maier Andraș a sosit pe primul loc, devansându-l pe Tănase Marian și pe Hanga Răzvan. La feminin, la aceeași categorie, două concurente, Dantiș Otilia și Zodie Aida. Distanța dintre cele două concurente a fost de doar 40 de secunde. La 30-34 de ani băieți, Costea Adrian, Păun Titus și Secanu Ionuț Alexandru a fost podiumul competiției, iar la amator 60 de ani, Apostu Constantin, Hoța Valentin și Ciontea Dan au ocupat locul pe podium. La amatori bărbați 50-54 de ani, Gașparic Otil a fost singurul concurent și, bineînțeles, a și câștigat concursul, iar la o categorie mai mare, 55-59 de ani, doi concurenți, Ianei Micloș a terminat pe primul loc, Molnar Peter pe locul al doilea. Deci asta a fost duminică la categoria Triathlon Open. Urmăriți acum câteva imagini de la acest concurs și câteva interviuri. We'll be right back.
Felicitări a câta victorie la triatlon? Mulțumesc frumos! Cred că este a 13-a oară, nu consecutiv, dar este pentru a 13-a oară când câștig. M-am antrenat foarte mult pentru această cursă, mi-am dorit foarte mult și ia câtă s-a întâmplat. A fost o cursă interesantă pentru orașul Târgu Mureș și în sfârșit am ajuns și în oraș cu sportul. Cum ți-a plăcut traseul? Așa este, pentru prima oară când se desfășoară competiția în centrul orașului, aș putea să spun. Notul a fost la fel ca la celelalte competiții în zona go-kart, apoi am intrat pe zona din jurul cetății, unde am avut un traseu foarte tehnic, aș putea să spun, cu o coborâre rapidă, o urcare la fel de tehnică și la fel de rapidă. Iar partea de alergare toată a fost în jurul cetății, unde am reușit în final să urc pe prima treaptă a podiumului și să câștig cursa la final. Ai avut un avantaj extraordinar de mare. Nu ai concurență? Așa este, a fost cumva o cursă și tactică. Eu m-am pregătit mai mult toată iarna pe partea de duatlon, până după ce am terminat cele trei obiective pe care mi le-am și îndeplinit în campionatele europene și campionatul mondial de duatlon. Apoi am început ușor să mă pregătesc, știam că punctul meu forte nu este notul, am tras cât să zic așa cam 80-90% și apoi la proba de bicicletă am cam jucat toate cărțile, acolo am dat cât de tare am putut, iar la alergare știam deja de la proba de bicicletă că am un avans de cel puțin un minut și a trebuit doar să mențin poziția, iar la final a fost așa cum mi-am propus. Concurența, nu știu ce să spun, câștig de 13 ani, am mai avut ani în care nu am câștigat, doar am fost accidentat, ce să spun, nu văd o creștere deocamdată și nu văd un pericol în spatele meu. 13 nu e cu ghinion, dar s-ar putea să schimb și sportul după ce am înțeles. Vrei să ajungi la Jocurile Olimpice și dacă nu poți un triatlon, că suntem destul de departe deocamdată, am înțeles că treci la maraton. Așa este, ca orice alt sportiv care își dorește să facă performanță. Eu încă de când m-am apucat de triatlon, obiectivul meu principal a fost să reușesc să mă calific la Jocurile Olimpice. Am tras 14 ani, am încercat să mă calific la Jocurile Olimpice, nu am reușit, însă eu am încercat și am dat tot ce am putut din mine, să nu ajung vreodată să regret că nu am încercat, însă visul meu nu a murit, visul meu rămâne încă un vis pe care mi-l doresc să mi-l îndeplinesc, așa că de anul viitor ușor voi trece pe partea de alergare pură, maraton. M-am și legitimat deja la clubul Rapid, voi alerga pentru Rapid, voi avea 3 ani în care mă voi focusa doar pe proba de maraton și sper ca în 2020 să reușesc să-mi îndeplinesc obiectivul și să mă calific la Jocurile Olimpice din Tokyo. Mult succes! Mulțumesc! Locul 3 la juniori e un loc bun pentru tine? Prin faptul că miercuri am fost încă bolnav, am fost pe perfuzie și acum am reușit să concurez și să recuperez atât de mult pe traseul de ciclism și la alergare, mie înseamnă un lucru bun. Deci chiar e extraordinar. E mai mult decât ok și simt că mai bun n-ar fi putut să concurez. Acum, după o boală? Acum, după o boală, da, simt că totul a fost ok. Unde te-a împiedicat boala să performezi mai mult? La not, la alergare, la ciclism? Păi, la toate. De fapt, am avut o problemă cu sistemul digestiv și asta mă afectează în totalitate. Deci mă simt bine acum și
sper să mă duc mai bine la următoarele concursuri. Locul 3 la junior și locul 5 la general, deci ți-ai măsurat forțele și cu cei mai buni la triatlon din țară. Locul 5 este un pic mai bun din perspectiva ta decât locul 3. E același lucru pentru că juniorii în România sunt foarte tari. S-a văzut și la campionatul național de aquatlon, unde Ciprian Bălănescu n-a reușit să se îndepărteze de Kish Andrei, care a fost locul 1 la juniori. Și spun că în anii următori o să fie ajuns în urmă cei de la elit de către juniori, pentru că nivelul e mai ridicat. Următorul obiectiv? Să zic așa, finalul de la Cross Triathlon Series la Sfântul Gheorghe. Și înainte de Sfântul Gheorghe mă duc la Buftea, la un triathlon sprint, și la Cluj, la un triathlon Xterra, săptămâna viitoare. Mai ai în juniorat vreun an sau termin juniorat? Mai am un an de junior. Ai un an. N-am simt ușurat de acest fapt și sper că pot să profit de el în totalitate. Locul 3 la grupa de elită Iron Rush, cum a fost? Foarte bine, sunt mulțumit. Am simțit bine. Am înțeles că asta a fost pentru tine doar un antrenament. Așa am pornit inițial că o să fie un antrenament, dar fiecare dată încerc să dau tot ce pot. Pentru ce te antrenezi? Săptămâna viitoare mă duc în Ungaria la campionatele naționale de triatlon de distanță lungă, deci Ironman. E un pic mai tare acel concurs decât aici la Târgu Mureș. Da, e un concurs mai lung, dar sincer, eu mă simt mai bine la distanțele lungi datorită și vârstei. Da, așa, atât de mult contează? Sigur, sigur. La triatlonele de sprint și olimpice sunt avantajate generațiile mai tinere. De ce? Păi sunt mai explozive, sunt mai în forță. Atunci, în ghilimele, bătrânii rezistă mai mult? Da, categoric, bătrânii sunt mai rezistenți și mai calculați. La distanță lungă trebuie mult cap la calculare, de hidratare, de mâncare, de tot ce ține de partea asta. Deci acolo trebuie să ai experiență foarte largă. Da, exact. Este mai pentru generația mai bătrână. Exact, da. Și nu în nori. Da. Cum ți-a plăcut traseul la Târgu Mureș? Înotul e înot. Avem un râu Mureș acolo. Indiferent unde înoți, trebuie să înoți în Mureș, dar ați urcat cu bicicleta în cetate, lângă cetate, pe bulevar și cu alergare în jurul cetății. Era un traseu tehnic, destul de greu, cu piatra cubică și cu întoarcerele de 180 de grade, dar tocmai din cauza asta mi-a plăcut. Era super, deci traseul era același pentru fiecare, este ok, sunt mai avantajați cei care au mai multă experiență la bicicletă. Cum vezi concurența și cum vezi concurenții la campionatul național de triatlon? Concurență de fiecare dată este. Mai ales că campionat național au venit foarte mulți din țară. Deci, stăm bine la triatlon. Începem să stăm bine la triatlon. Deci depinde comparativ cu ce. Deci comparativ cu mondialele, bineînțeles că mai avem mult de evoluat, dar eu așa văd că în sfârșit se face ceva în țara asta și se simte că oamenii încep să se miște puțin. Păi dacă ne gândim la Jocurile Olimpice, fiindcă triatlonul este sport olimpic, imediat începe Olimpiada, am fost destul de departe de a ne califica la jocuri. Apoi nu avem încă experiență. Am început destul de, nu de mult, sportul ăsta, dar cred că generațiile tinere o să aibă șanse.
Tot la Târgu Mureș s-a desfășurat și campionatul național de triatlon pentru copii, cadeți și paratriatlon, dar despre asta vom vorbi în partea a doua a emisiunii. Rămâneți alături de televiziunea Târgu Mureș și alături de emisiunea Arena Sport.